Eu știam chiar de 3%, nu 3,1%. Și am observat și câteva diferențe între ceea ce spune fmi respectiv ceea ce spune Comisia Europeană. Dar să zicem că diferențele sunt nesemnificative. Noi putem vorbi deja de câteva pachete de măsuri implementate în Uniunea Europeană sau în anumite țări cu probleme. Mă refer aici și la faptul că s-a încercat sau s-a rezolvat parțial problema pe piața monetară a băncilor cu probleme din Spania și Italia. Să nu uităm că Italia este a treia economie în Uniunea Europeană. Dacă, o, dacă Italia ar lua -o pe urmele Greciei, ar exista o problemă majoră în ceea ce privește continuarea existenței Uniunii Europene de aici încolo. De aceea, Uniunea Europeană, împreună cu mari, marele putere economice, respectiv Germania, Franța, au reușit să stabilizeze cel puțin parțial situația pe piața monetară în momentul de față. Deși am observat că unele bănci au, nu au profitat la maxim de această oportunitate și putem vorbi și de o divergență de păreri, dacă îmi permiteți, în cadrul bordului Băncii Centrale Europene și vă spun că am avut acum trei săptămâni o întâlnire cu președintele băncii federale germane, care este unul din cei primi șase membri ai bordului băncii centrale europene și care are o părere puțin diferită de restul membrilor. El crede că o uniformizare a dobânzilor pe o piață unică de producție și de vânzări, de distribuție, de desfacere în Uniunea Europeană nu ar aduce avantaje în ceea ce privește creșterea economică și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Alții, însă, consideră că trebuie să uh, implementeze măsurile individual, datorită diferențelor mari în ceea ce privește standardele economice în țările din Uniunea Europeană. Deci uh. avem de-a face cu câteva probleme majore, avem câteva pachete de măsuri implementate, repet, individual, o fac în mod intenționat, individual, de la țară la țară, altfel, cu o gândire a guvernului din țara respectivă, care diferă de gândirea globală a Uniunii Europene, fiecare își vede de nevoile proprii din propria țară și deseori, din păcate, putem spune că vorbim mai mult de o accentuare a crizei economice prin crizele politice din anumite state și atunci, bineînțeles, că trebuie să avem o abordare globală, ceea ce s-a încercat și la Davos, pentru a înțelege care sunt prioritățile și pentru a acționa toți în aceeași direcție. Guvernele, investitorii, respectiv miliardarii prezenți acolo și, nu în ultimul rând, cetățenii care, bineînțeles, sunt, dacă mă întrebați pe mine, motorul economiei. Fie că vorbim de produse, fie că vorbim de servicii, economia are în centrul atenției oamenii. Oamenii le produc, oamenii generează know-how și tot oamenii consumă. Nu mai avem foarte mult timp, dar vreau neapărat să vorbim puțin și despre România. Deci vedem la nivelul uh, regiunii centrale și este europene o creștere economică de 2,4% prognozată pentru anul acesta de către Fondul Monetar Internațional. Cum stă România în interiorul acestui 2,4%? Care vor fi problemele și care vor fi bucuriile pentru acest an? Încă o dată foarte pe scurt. Din păcate, România în momentul de față depinde de injec injecția de capital străină avem șansa să absorbim cel puțin 2,5 miliarde de euro din banii europeni de la Bruxelles. Dacă reușim acest lucru, lucrurile se vor îmbunătăți. Și apoi trebuie să creăm un mediu favorabil pentru investitorii străini. Avem nevoie de injecție de capital prin investiții directe și indirecte din partea străinilor. Guvernul sau bugetul nostru de stat nu permite investiții semnificative care să genereze venituri sau valoare economică adăugată, respectiv să creeze noi locuri de muncă. Așa că primul uh, obiectiv al României sau al Guvernului României trebuie să fie acela că vom absorbi banii europeni de la Bruxelles, pentru care s-au elaborat deja proiecte. Doi, trebuie să găsim uh, uh, cadrul legislativ favorabil pentru uh, mediul de afaceri din străinătate. Și nu în ultimul rând, trebuie să lucrăm la schimbarea mentalității investitorilor din România. Avem oameni cu capital și în România. Ori aceștia sunt descurajați deseori și mă refer aici în special la întreprindele mici și mijlocii, care reprezintă peste 90% din, din motorul economiei României. Acestea însă nu beneficiază în momentul de față de avantaje create de către noul guvern și cred că ar trebui să focusăm mai mult pe un dialog între legislativ și guvern respectiv, executiv pe de o parte, și vocea patronatelor și a consumatorilor pe de altă parte, pentru a genera măsuri de comun acord, care să fie implementabile și nu implementabile oricând, ci să fie implementabile într-un termen scurt. Să putem beneficia de rezultate pozitive într-un termen cât se poate de scurt.